Și uite că mă simt foarte bine, dar cred că și astrele au fost de partea mea, că și atunci când ținem dietă, e scris în stele. Bună dimineața, Mădălina Manole, bine ai venit la noi! Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit! Sunt așa cu emoții că am niște vești, am aflat că azi nu e chiar de bine. E cu confuzie așa, dar nu prea-s plăcute aspectele. Și am aflat că nici la Gemeni nu stă treaba prea bine. Ai văzut nici harta, nu mergea. Chiar soarele din Gemeni face și cu Neptun din Pești, care este în sectorul tău profesional și harta n-a vrut să meargă. Uite, vedeți, totul se materializează și totul se leagă. Hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie. Bine, v-am regăsit. Aspectul tensionat pe care îl formează astăzi soarele cu Neptun ne atrage atenția că în aer plutește confuzia și putem fi ușor de păcălit și mințit. Nu este o zi bună pentru a lua decizii și a bate palma în negocieri. Berbec, s-ar putea să nu fii atent la ceea ce ți se spune sau să înțelegi greșit mesajele. Și tu, la rândul tău, poți transmite informații eronate, așa că ai grijă la comunicare astăzi. Taur, ești tentat să faci cheltuieli cam mari și problema este că poți cumpăra lucruri inutile sau care sunt în oferte false. Nu da bani cu împrumut nici măcar prietenilor și ai mai multă grijă unde îți ții portofelul. Gemeni, ești destul de confuz, cel mai probabil, în privința unei situații profesionale, așa că nu lua decizii. Dacă ai avut așteptări prea mari, s-ar putea să te simți dezamăgit. Totodată, ai grijă să nu faci o gafă care să-ți afecteze imaginea. Rac, s-ar putea să fii nevoit să faci un compromis și asta să te demoralizeze pe moment. Ai grijă la tendința de a prelua stările celor din jur sau la tendința de a te victimiza din nimicuri. Leu, nu-ți acorda încrederea necunoscuților și fii mai circumspect chiar și cu prietenii. S-ar putea ca o persoană apropiată să te dezamăgească ca urmare a lipsei de moralitate de care dă dovadă. Fecioară, ai mare grijă la propunerile profesionale care ți se fac pentru că multe pot fi înșelătoare. Totodată, ai grijă la reputația ta pentru că nu este exclus ca cineva să te vorbească pe la spate. Un haos asemănător poate ieși la suprafață și în relația cu partenerul de viață. Balanță, astrele te sfătuiesc să cauți compania persoanelor optimiste. S-ar putea să fii dezamăgit de niște colegi sau de o situație profesională și vei avea nevoie să vezi doar partea plină a paharului. Scorpion, azi ești mai suspicios, poate și nesigur pe sentimentele tale și nu este exclus să faci niște crize de gelozie nefondate. Pe de altă parte, evită investițiile riscante care te pot lăsa cu contul gol. Săgetător, devii destul de vulnerabil în fața anumitor persoane și asta te agită peste măsură. În cuplu sau într-o negociere, nu vezi lucrurile clar, așa că nu lua decizii radicale. S-ar putea să fii dezamăgit de o persoană apropiată. Capricorn, nu te aștepta ca toți colegii să-ți înțeleagă și să-ți aprobe ideile pe care le ai. Nici tu nu te poticni în părerile altora despre tine. Totodată, nu te lăsa păcălit de o ofertă profesională. Vărsător, ești tentat să scoți bani din buzunar pentru a-ți satisface niște pofte destul de costisitoare. Evită speculațiile financiare pentru că riscul de pierdere este foarte mare. Pești, ai grijă la cum interpretezi un mesaj primit și la cum transmiți o informație mai departe. S-ar putea să fii tentat să distorsionezi adevărul. Totodată, fii mai prudent dacă te urci la volan. Am început dimineața cu vești bune, dar... Da, ne obișnuim. Am transmis doar mesajul astrelor, nu dați-mi. E foarte bine, și foarte bine că m-ai livrat mesajul, nu? George, tu te simți confuz astăzi?